Bună ziua, prieteni! Am decis să mă reapuc după atâta timp în care nu am mai postat și am văzut că totul vă place ceea ce fac și că mă susțineți. După atâta timp am făcut un videoclip care mi s-a părut interesant, sper să vă placă. Dacă până azi nu ați auzit de buhaiul de baltă, vă duce cu gândul la un buhai care trăiește pe marginea unei bălți. Dar aparențele înșeală, buhaiul de baltă nu este altceva decât o pasăre. Această pasăre acvatică trăiește ascunsă în stufărișul bălților și provine din familia stârcilor, adică păsărilor acvatice, care cuprind 65 de specii de talie mijlocie și mare. Buhaiul de baltă este ceva mai mare decât o găină domestică, atingând până la 76 de centimetri lungime și aproximativ 1,5 kg, având picioare relativ scurte, la fel și gâtul, iar ciocul ascuțit. Penajul acestei păsări o ajută foarte bine să se camufleze perfect în stufăriș, având culoarea penelor cenușiu gălbui dungat cu negru. Rana acestei păsări sunt animalele sau insectele acvatice, pe care le vânează camuflându-se în stufăriș. Denumirea acestei păsări este datorată masculii în perioada împerecherii, făcând un sunet ce poate fi auzit de la o depărtare de câțiva kilometri. Cât despre înmulțire, masculii își abandonează femeia, lăsând-o singură să clocească ouăle și să crească puii. Puii nu părăsesc cuibul timp de 2 săptămâni, iar după 2 luni pot zbura. Cam asta a fost, prieteni, sper să vă placă și vă aștept la noul videoclip. Până atunci puteți da un like, un subscribe și în ultimul rând să mă urmăriți. Pe curând, o zi bună tuturor, bye bye!